Indicația de a supune un calcul acestei forme de tratament e dictată de mai multe condiții. Unele țin de calcul, principalele condiții țin de calcul, unele țin de rinichiul în care se găsește calculul, altele țin de comorbiditățile bolii asociate pe care le prezintă pacientul cu un calcul pentru litotricție și nu în ultimul rând, ultimele condiții sunt dictate de aparatura cu care se lucrează, tipul acestea și putem amănunți lucrurile acestea și de experiența celor care lucrează cu ea. Dar principala condiție este aceea a dimensiunii calculului. Pentru ca rezultatele să fie maximale, se admite că rezultatele cel mai bune se obțin pentru o dimensiune a calculului până la 1,5 cm diametru maxim. În principiu, acum câtă vreme există 7 forme chimice de calculi, aceste forme chimice asociază proprietăți fizice diferite. Ceea ce face ca unii calculi să fie extrem de duri, să se dezagrege foarte, foarte greu, iar alții foarte, foarte ușor. Asta înseamnă că, în afara indicației principale, a dimensiunii de 1,5 cm, unii calculi pot fi formați chiar la dimensiuni mai mari, în măsura în care cunoaștem chimia lor și sunt foarte ușor de fragmentat, iar alții, chiar la o dimensiune mai mică, în măsura în care sunt calculi de cistină sau de oxalat monohidrat de calcul, cei mai duri calculi, rezultatele sunt previzibil proaste și necesită altă formă de rezolvare. Condițiile care țin de rinichi sunt dictate de poziția rinichiului. Câte vreme localizarea o facem radiologic, dar în special ecografic, rinichiul trebuie să găsească în poziție lombară normal. Cu alte cuvinte, trebuie să găsească profund în abdomen, sub diafragm, sub structura anatomică care separă toracele de organele abdominale. În măsura în care rinichiul este situat în altă parte, respectiv în abdomen, cum este ectopia pelvină sau presacrată, cu alte cuvinte, când nu este în acea poziție înaltă, rinichiul este imposibil de tratat cu unde de șoc datorită marilor dificultăți de reperaj radiologic sau ecografic, ceea ce face utilizarea undelor de șoc irațional. O altă condiție care ține de paciente e cea a posibilității de a-și menține poziția pe masa de tratament. În general, undele de șoc se aplică asupra unui pacient care este culcat pe spate sau adoptă o poziție de culcat lateral, pe o parte. În măsura în care există malformații importante ale coloanei vertebrale de tip cifotic, scoliotic sau combinația acestor două, poziția nu poate fi menținută. Respectiv, tratamentul este extrem de dificil și uneori chiar imposibil de efectuat. Nu în ultimul rând, mai ales în ziua de astăzi, o ultimă dificultate în aplicarea acestei metode de tratament o reprezintă bolnavii obeși. Obezitatea poate constitui o contraindicație de aplicare a undelor de șoc câtă vreme distanța între generatorul undelor de șoc și focarul de tratament, respectiv zona de energie maximală care duce la distrugerea calculului, este mai mică decât distanța de la tegument la calculul pacientului. Când există un exces de țesut adipos, această distanță devine mult mai mare și, practic, focarul terapeutic nu poate fi suprapus cu calculul, tratamentul nu poate fi aplicat. Pacienții sunt atrași de metode de tratament care presupun o suferință mică sau chiar absentă legată de tratamentul aplicat, iar acest mod de a trata cu tehnologia actuală, nu cea mai veche, este foarte atractiv, întrucât nu necesită spitalizare, nu necesită nicio formă de anestezie, terapia este în mod real lipsită de durere și automat foarte atractivă. Și pentru pacient și pentru medicul care îl tratează. Beneficiul este acela că se scutesc cheltuieli, costurile medicale și sociale care altfel sunt mai lungi sau sunt mai complicate pentru celelalte maniere de tratament. În fond, dacă e să punem în termenii în care spuneam socio-economici și de cost medical, evident că se scutește ospitalizare prelungită, costul asociat medicației, spitalizării, anesteziei, tehnicilor operatorii mai complicate. Deci, în termen real, e vorba și de cost. Deci, revin, cel mai important e faptul că pacientul e atras de lipsa suferinței fizice. Câtă vreme, odată plecat de pe masa de tratament, urmează să aștepte să-și elimine cu urina calculul în fragmente mici sau chiar nisipul.